Mă numesc Oman Stanca, sunt primarul Comunei Vădeni, județul Brăila, din anul 2000. Iată că au trecut 4 mandate, mandate care mi-a dat multă putere de muncă, fapt pentru care se și văd realizările care sunt. Am reușit cu colectivul pe care îl am în subordine să fim aproape de cetățeni, să le rezolvăm toate problemele pe care le au atât pe plan social cât și pe plan politic. Și am știut să fiu un bun gospodar, am știut să fiu aproape de ei, le-am ascultat doleanțele, le-am rezolvat în limita posibilităților toate problemele care s-au ivit atât în familia lor cât și în gospodărie. Am știut să fiu un bun colaborator cu investitorii, fapt pentru care la nivelul comunei față de anul 2000, unde am găsit doar 20 de societăți. În acest moment sunt 208 societăți pentru care au fost create locuri de muncă unde oamenii se bucură de faptul că au unde munci și unde ei își câștigă un bănuț cinstit. Vis-a-vis de școli, am știut întotdeauna să am o colaborare foarte bună cu managerul școlii, cu cadrele didactice, cu părinții. Am reușit să le creez condiții foarte bune în școli. Le-am tras gaze naturale în toate școlile și grădinițele. Le-am creat un cadru, să zic, ambiental în ceea ce privește condițiile din clase. Le-am făcut grupuri sanitare în interiorul școlii, în interiorul locașului de la școli și, de asemenea, de fiecare dată, atunci când a fost Moș Crăciun, 1 iunie, am fost alături de copii. Bineînțeles, din sponsorizări de la investitorii de pe raza comunei. În ceea ce privește infrastructura, am petruit străzile. În acest moment asfaltez 12,5 km în satul Vădeni și Baldovenești. Urmează în mandatul viitor să continui acest proiect și în Petroiu și ceea ce a mai rămas de asfaltat în Baldovenești și Vădeni. Am reușit să tragem gaze naturale în cele 3 sate componente. Cu ajutorul Ministerului Dezvoltării am construit o platformă de gunoi de graj, care ne-a și dotat cu utilaje la platformă, cu tractor, cu remorcă de împrăștiat gunoiul. În comună avem 3 gări CFR, deci fiind între 2 orașe, zic eu că a fost un beneficiu pentru noi. În ceea ce privește transportul pe auto Brăila Bădeni, avem o societate care Consiliul Județean a licitat și ei conduc acest transport public. De asemenea, prin Ministerul Dezvoltării am reușit la școli să avem 2 microbuze școlare, deci și această problemă am putut să o îndeplinesc. În ultimul rând am fost alături de biserici, am știut în colaborare cu preoții să chibzuim banul în mod corect și cinstit și se și vede. Am împrejmuit cimitirul de la Baldovenești pe o suprafață de 9.000 de metri pătrați. Urmează ca în acest mandat să mergem și să executăm împrejmuiri și la cimitirul de la Vădeni și la Petroiu. Mă numesc Stanca Coman, sunt candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al Comunei Vădeni. Nu v-am dezamăgit niciodată, am făcut ceea ce am promis și pentru acest lucru vă rog să fiți aproape de mine în acest mandat. Ce mi-am propus să realizez? Mi-am propus să realizez în acest mandat canalizarea în satul Vădeni, Petroiu și să o continui în satul Baldovenești, să construiesc o sală de festivități în satul Petroiu, să construiesc un parc de joacă pentru copii în zona haltă în satul Vădeni, să continui lucrările la grădinița cu program normal în satul Baldovinești, grădiniță care a fost începută în 2007 de către Ministerul Învățământului și în 2008 s-a asistat lucrările. Aducțiune să duc apă în ferma Petroiu, să continui extinderea de gaze naturale, să împrejmuiesc gard la școala de la Baldovinești, să o împrejmuiesc și să împrejmuiesc cele două
cimitire pe satul Vădeni și Petroiu. Vă aștept pe 5 iunie la vot, am încredere în dumneavoastră, eu am știut să fiu alături de dumneavoastră și la bine și la rău și vă aștept cu mare drag la vot. Votați candidatul Coman Stanca, primarul Comunei Vădeni din partea Partidului Social Democrat.